Gabor Alexandru Adrian și candidez la Camera Deputaților în Colegiul 6 Brașov. Sunt omul faptelor, nu al vorbelor. Mă cunoști. Voi fi cu inima mereu aproape de tine. Vrei seriozitate și implicare pentru Brașov în continuare? Pe 9 decembrie votează Gabor Alexandru Adrian pentru Camera Deputaților. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată-ne de această dată la o ediție specială, tot electorală, să spunem așa, o agendă electorală. Alături de noi este domnul Adrian Gabor, candidat ARD, Colegiul 6, Camera Deputaților. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Ei bine, cu siguranță brașovenii își amintesc de dumneavoastră din postura de viceprimar. Eu totuși vreau să vă întreb încă de la început, ce vă recomandă pentru un post de parlamentar? În primul rând, și pentru mine este o nouă provocare după 12 ani de administrație publică locală. Cred că am experiența și am dobândit experiență în cei 12 ani, 4 ani de consilier local și 2 mandate, 8 ani de viceprimar, ca să pot să merg în Parlamentul României, respectiv în Camera Deputaților, să vin în sprijinul brașovenilor și nu numai și a românilor cu legi și proiecte de lege care să vină, să facă în așa fel încât și legile să fie pentru cetățeni. Să nu fie interpretabile, să fie legi, exact cum sunt și în alte state din Uniunea Europeană, să nu mai spunem din Statele Unite, care au legi de 200 de ani care se aplică, nu sunt interpretabile și se aplică pentru toată lumea la fel. Și pentru că de această dată Alianța România Dreaptă, care la Brașov este formată în proporție de 100% din membrii ai Partidului Democrat Liberal, nu a propus întâmplător fiecare candidat pentru colegiul său, aș vrea să-mi spuneți ce vă leagă de colegiul 6 și care este componența acestuia? În primul rând, în cartierul Răcădău am copilărit, am stat, părinții mei sunt acolo, acolo m-am căsătorit, am cunoscut-o pe soția mea, socrii mei sunt acolo, cumnații mei, fratele meu. Am foarte multe rude și am stat foarte mulți ani de zile. Dar numai aceasta este un cartier de suflet al meu, ca și Noua, și Răcădău, și Florilor, și multe altele din oraș, pe care în cei 8 ani ca și viceprimar cred că am realizat foarte multe. Să nu uităm, în cartierul Răcădău era o problemă a străzilor. Am rezolvat-o în primii ani, Bulevardul Muncii. După aceea a fost o problemă foarte mare. Aveam o singură creșă cu 30 de locuri în fost stabilă de protocol, unde a stat un primar Ghișe. Am realizat pe strada Jepilor acea creșă modernă în standardele Uniunii Europene de 100 de locuri. Toate școlile din Răcădău, respectiv școala 4, școala 25, liceul de artă le-am renovat, am făcut izolațiile termice, la școala 4 am făcut și așa sală de sport. În fiecare cartier am făcut de ceva, la fel și Noua, unde am foarte mulți prieteni, colegi de muncă, am lucrat și în tractorul 14 ani, 15 ani în serviciu aprovizionare. Și am foarte mulți și colegi care și prieteni în cartierul Răcădău și Noua. Și acolo, eu zic că am făcut multe lucruri și Noua, Lacul, dați-vă seama, acolo am pus sufletul și tot pentru a accesa acele fonduri europene și am dezvoltat acea bază de agrement, să spunem așa, unde este și Lacul, avem și baza pentru picnic, sunt locurile de joacă, am făcut tot ce s-a putut, nu vă mai spun de grădina zoologică, care în primăvara anului viitor va fi cea mai modernă grădină zoologică din România. Din 2005 ne luptăm pentru a obține aceste fonduri europene. Am reușit și nu a fost ușor, dar o să avem o grădină zoologică cu care brașovenii se vor mândri. Să vorbim de Florilor, este un alt cartier în care am mulți prieteni și în cartierul Florilor cele două grădinițe le-am modernizat. Școala 27 am făcut sală de sport, a fost termoizolată, curtea școlii asfaltată, terenul și afară de sport. Grădinița de pe Mimozei este reparată capital. S-au făcut locurile de joacă. Am rezolvat în toate cartierele problema de infrastructură, străzi, parcări, iluminat public. Mai avem un pic problemă cu siguranța cetățeanului. Este un proiect, o inițiativă a mea și a colegilor mei din Alianța România Dreaptă, să modificăm un pic această lege și să existe un cadru legal în care Poliția Națională, Poliția Locală și Jandarmeria să colaboreze. Noi la Brașov am reușit acest lucru și felicit pe toți comandanții celor trei instituții că au venit în sprijinul nostru, dar trebuie să creăm și cadrul legal pentru acest lucru și asta se întâmplă în toată România. Iar în cartierul Crăiter, ce să vă spun de cartierul Crăiter, este un... Eu întotdeauna am ținut din 2004 și domn primar, George Scripcaru, la fel,
să alocăm bani în fiecare an din bugetul local pentru toate cartierele la fel, pentru că la fel și cel din cartierul Noua, Bartolomeu, tractorul plătește impozite ca și cei din centru, dacă țineți minte, în anii trecuți se făcea numai centru și cam atât. Nu, și am reușit în 8 ani și ceva ca toate cartierele să ajungă la standard, iar în cartierul Crater mă ocup Crater și Triaj de mulți ani de acest cartier și la fel am construit un sediu de creșe a direcției de creșe și o creșă modernă cu 100 de locuri, iar grădinița de pe strada Drezinei a fost reparată capitală, locuri de joacă, infrastructura este la fel realizată în proporție de 95%, iluminatul stradal, mai avem de coborând cablurile aeriene în subteran și avem la fel un loc de joacă foarte mare cu loc de fotbal pentru copii pe strada Ceferiștilor. Eu cred că în toate cartierele am reușit să facem câte ceva. Am avut și norocul ca și consilier local în 2004, am fost singurul partid care am repartizat consilierii locali să răspundă de un anumit cartier, de o anumită zonă. Și atunci fiecare consilier a avut și inițiative și a avut interesul lui să facă cât mai mult. Și ne-a ajutat și pe noi, executivul primăriei, și ne-a fost mult mai ușor. Plus că noi tot ce am făcut în cartiere, am făcut președinții asociațiilor de proprietari cu oamenii din cartier și atunci am și învățat multe de la oameni, că nu ai cum să știi toate problemele. Și atunci împreună cu ei am spus, uite, de aici rupem un pic din zona verde, facem locul de parcare, aici punem locul de joacă. Iluminatul stradal pentru siguranță, noaptea, vă aduceți aminte, acum 8-9 ani de zile se spărgeau mașinile și nu mai este această infracționalitate foarte mare la Brașov, nu putem să zicem că a dispărut 100%. Normal, cum se spune, pădure fără uscături nu există. Nu există. Așadar, iată proiecte deja realizate la care ați contribuit. Eu aș vrea să vorbim și despre proiectele viitoare pe care vi le propuneți pentru Colegiul 6. Chiar găsisem unul, vă propuneți chiar contorizarea individuală inteligentă a utilităților pentru fiecare consumator. Așa este, este o cred direct. Că este unul dintre cele mai importante. Da, în primul rând este o problemă foarte mare a brașovenilor, exact, și în special locuitorilor care stăm la bloc. Pentru că compania APA citește contoarul de la intrarea în bloc și atunci nu sunt recunoscute acele contoare apometre care le avem în casă. Nu este normal, trebuie spuse contoare care omul să știe cât consumă și să nu mai vină acea pierdere de 5, am fost în Florilor, aveau 10 metri cub de apă. E foarte mult. În afara faptului că e una din cele mai scumpe apă din România la Brașov. Și aici trebuie să avem niște inițiative și la Consiliul Județean ca să vedem ce facem, cel puțin să nu mai crească în următorii 4 ani de zile. Iar contorizarea inteligentă este un proiect mult mai mare. Este o directivă a Uniunii Europene din luna martie. Guvernul Ponta treia să ia măsuri pentru până în septembrie să venim cu măsuri să le depunem la Uniunea Europeană, la Comisia Europeană, pentru că nu este o fabulație. Uniunea Europeană știe ce vorbește și România are obligația de la anul cel puțin pe energie electrică să facă această contorizare energetică. Ce înseamnă asta? Este un contoar foarte micuț, se montează la apă, la curent și la gaz, se transmite prin wireless, internet sau cartelă GSM, nu mai trebuie nici furnizorul să trimită oameni pe teren să citească ceasurile sau cum este acum la curent cu acele și la gaz prezumate și îți vine o regularizare, s-au trezit mulți oameni cu 20-30 de milioane după 5-6 luni că n-au venit să citească. În fiecare moment și furnizorul, dar și cetățeanul, pe un program la el acasă, vede cât are consumul la apă, curent, gaz. Și dacă buzunarul îi permite, dă drumul mai tare la căldură sau folosește mai multă energie electrică sau apă. Este, eu văd, o măsură foarte bună și atunci. Și plus de asta, aceasta vine și în sprijinul mediului, pentru că nu se mai consumă noxele, sunt mulți termeni acolo. Din păcate, guvernul Ponta n-a făcut asta în cele 6 luni de guvernare și trebuia să o facă. Să sperăm că în următoarea perioadă vom reuși și sperăm ca Brașovul să fie unul din primele orașe care să treacă la contorizarea inteligentă. Ce alte priorități v-ați propus în situația în care, bineînțeles, veți obține votul cetățenilor? În primul rând, continuarea de a trage de fonduri europene pentru termoizarea blocurilor, care este o problemă destul de mare și, în sfârșit,
de 2-3 ani de zile cetățenii și-au dat seama că este necesar și este util. Am ajuns până la 40% reducere la factura de încălzire și eu cred că acest lucru trebuie să-l facem în continuare. A apărut și ghidul de finanțare cu 60% finanțare din partea Uniunii Europene, unde Uniunea Europeană vine cu 48%, Ministerul Dezvoltării 12%, iar diferența o pun cetățenii și Consiliul Local în funcție de venit după membru de familie. Dacă este până în 150 de euro venitul pe membru de familie, pun 10%, dacă este până în 350, pun 20% familiile, iar dacă este până în 500, pun 30%. Diferența de 30, 20, 40 în funcție de venit o va pune Consiliul Local. Cât de mult considerați că vă va ajuta în situația în care veți obține un post în Parlamentul României experiența și modul de lucru în calitate de viceprimar? În primul rând, sunt un om al faptelor, nu al vorbelor. Sper ca să reușesc să fac acest lucru și ce pot să le promit oamenilor, că voi fi săptămânal la Brașov și odată pe lună voi fi în cele 4 cartiere. Mi-am și stabilit deja unde voi face birou și voi lua problemele cetățenilor municipiului Brașov și mă voi bate pentru ei în Parlamentul României. E drept că mai am un proiect foarte ambițios al meu, să schimbăm un pic percepția Parlamentului. Pentru că oamenii ne votează că mergem acolo să venim în sprijinul lor cu legi, cu inițiative și trebuie să facem asta. La ora actuală nu se întâmplă asta. Același lucru s-a întâmplat și în Consiliul Local, dacă vă aduceți aminte, 2004 am fost consilier, era domnul primar Ghișă și erau aceeași percepție aveau și cetățenii municipiului Brașov de Consiliul Local. Am reușit în 8 ani de zile să schimbăm această percepție a cetățenilor din municipiul Brașov și sper, este destul de greu, să reușim și acest lucru în Parlamentul României și sper ca toți cei 12 parlamentari care vor fi de la toate partidele în Parlament, cel puțin brașoveni, să avem un singur crez și acela să mergem acolo să facem pentru binele cetățenilor din municipiul Brașov și nu numai, și în România, să fie mai bine. Dacă ar fi să le explicați, pe înțelesul tuturor, care va fi rolul de parlamentar, rolul parlamentarului în teritoriu sau cel puțin ce ar trebui să reprezinte pentru ei? În primul rând, parlamentarul trebuie să preia problemele și multe dintre ele, datorită experienței mele, le știu, atât cu care putem schimba sau amenda unele legi, să venim în sprijinul administrației publice locale și, în ultimul rând, să venim la cetățean, în sprijinul cetățeanului. Și eu cred că putem să amendăm, să venim, ca să sprijinim toate aceste legi împreună cu parlamentarii și sunt convins că voi putea să-i conving să amendăm legile sau să facem legi noi care să vină în sprijinul cetățenilor. Să nu mai există acel numai interesul de grup, interes personal. Eu cred că în cei 8 ani de zile de viceprimar am făcut tot ce am putut pentru brașoveni. Și sunt mândru de asta și pot să merg oriunde, nu mi-e frică de nimic, nu mi-e rușine de ceea ce am făcut. Și în 2004, când am ajuns primul mandat de viceprimar, am avut aceleași emoții. Când am luat birou în primire, m-am uitat la scaun, am zis, stau 4 ani aici, un an, 2, 3 sau 4, am stat 8, dar eu când plec de pe scaunul acesta trebuie să merg în Brașov, între oamenii din Brașov și să merg cu capul sus. Cu siguranță ați avut deja primele întâlniri în campania electorală, v-ați întâlnit și anterior cu brașovenii Colegiului 6. De ce se plâng ei? De ce au venit? Ce și-ar mai dori? Deci, nu întâmplător, ce v-am spus că îmi propun în Parlamentul României, contorizarea apei, ce au solicitat. Siguranța cetățeanului și izolarea blocului sunt problemele strigente ale brașovenilor. Nu se mai plâng de infrastructură, nu se mai plâng de iluminat public. Acele trei sunt cele mai importante probleme la ora actuală ale brașovenilor. Bineînțeles că mai există și probleme mai personale pentru unii pe partea de servicii sociale, trebuie dezvoltată și partea de servicii sociale. Noi am reușit la Brașov să facem o direcție a serviciilor sociale bună și avem colaboratori, cred că peste 25 de organizații neguvernamentale și împreună cu ei, după cum știți, am scris proiecte, am câștigat la Căminul din nou proiectul, s-a făcut termoizolarea și în etapa a doua se va face modernizarea bazei de tratament. Este un lucru bun pentru persoane cu handicap. Mama, nici noi nu o să fim tineri veșnic, o să ajungem și noi bătrâni, dar important este că se va face o bază de tratament modernă, la standarde europene,
N-am făcut-o de capul nostru, am luat specialiști, am luat medici lângă noi, când ne pricepem la toate. Și atunci am scris un proiect pe care a fost eligibil și s-a aprobat la delegația Uniunii Europene, unde avem finanțare 98% în fonduri europene, Consiliul Local vine numai cu partea de 2%. Iată, și pentru că ați menționat că la un moment dat cu toții vom îmbătrâni și ați menționat deja un proiect care va fi pus în aplicare în ajutorul pensionarilor, vreau să mai abordăm alte două categorii sociale, să spunem mai sensibile, șomerii și elevii. Dacă v-ați gândit și la proiecte care se vizeze pe lângă cele care au fost realizate deja. Da, după cum ați văzut, la Brașov a fost prin colaborare cu companiile mari și în special mulțumesc celor care s-au constituit în Asociația Firmelor Germane și am reușit să facem prima școală profesională Cronșa la liceul Mentu, unde Consiliul Local vine cu 200 de lei pe lună bursă, iar companiile cu 200 de lei. A fost o muncă destul de ușoară, totuși că au venit companiile spre noi, nu aveau forță de muncă, vor oameni calificați și atunci le este foarte ușor. Trebuie să dezvoltăm acest lucru împreună cu companiile, cu firmele. Nu toți trebuie să facă facultate. Vedeți ce rezultate au fost la bacalaureat. Eu spun că este o inițiativă foarte bună aceasta cu școlile profesionale și în următoarea perioadă să ia amploare mai mare. Bineînțeles, după cei 2 ani de profesională care fac copii, poate să urmeze și liceul să-și ia bacalaureatul și eventual în domeniile care se specializează să facă și o facultate. Sprijinirea mediului de afaceri este un alt obiectiv? Da, aici întotdeauna am fost deschis la toți investitorii care au venit la Brașov și cu domn primar și am reușit să atragem și întotdeauna am fost deschis pentru că aducând investitorii vor veni, vor construi. Nu vor construi cu oameni din afara Brașovului, vor crea locuri de muncă pentru construcție, vor cumpăra materiale de la depozitele din Brașov, de la producătorii din Brașov în primul rând. După aceea acolo vor dezvolta locuri de muncă pentru ceea ce vor face ca și firmă, ca obiect de activitate. Eu cred că și după aceea toate acestea e un plus. Deja e un nivel de trai mult mai bun și trebuie să înțelegem, se învârte roata. Acele firme vor plăti TVA, impozit pe profit, impozit pe clădiri care vin la bugetul local. Deci trebuie să-i sprijin să fim deschiși și cu ce poate Consiliul Local și Primăria Municipiului Brașov am încercat să-i ajutăm cât am putut noi de mult. Și nu uitați că acum datorită domnului primar, a ajuns la Brașov și firma Continental, care este una dintre cele mai mari firme în producția de echipamente pentru industria auto și s-a stabilit la Brașov, care vor crea multe locuri de muncă de următorii 3-4 ani de zile. La capitolul sănătate? La sănătate, după cum știți, Consiliul Local nu prea am avut atribuții pe acest lucru, este la Consiliul Județean, de 6 luni de zile sunt și consilier județean. Am început să mă lovesc de probleme, chiar azi, în ședința de Consiliu de dimineață am alocat niște bani pentru sprijinirea Spitalului Județean, s-au aprobat și indicatorii pentru corpul B, renovare. Eu zic că este un lucru bun, fiți sigur că mă voi bate pentru construcția acelui spital regional și pentru aducerea de fonduri europene pentru a construi un spital regional la Brașov, care, universitar, care este nevoie. Și sunt de acord, am vorbit și cu președintele Consiliului Județean Covazna, am văzut scrisoarea și de la Consiliul Județean Harghita, deci și ei vor contribui, sunt alături de noi și au nevoie de un spital în standardele europene. Probabil în această campanie electorală un alt motiv pentru care trebuie să luptați nu este doar convingerea oamenilor că meritați votul lor, ci și să-i convinge să iasă la vot. Da, este o problemă foarte mare. Sper să reușesc acest lucru cel puțin în Colegiul 6, pentru că noi în Colegiul 6, locuitorii din cartiere respective, în 2008 am avut 2 parlamentari care sunt în funcție acum, nu i-a văzut nimeni prin cartier, au ieșit pe locul 3, respectiv 4. Sper să nu se mai întâmple acest lucru. Cetățenii din Colegiul 6, respectiv Răcădonu, Adârște, Craiter, Florilor, să voteze și să avem și noi în sfârșit parlamentari care să vină în mijlocul lor. Eu asta am făcut tot timpul, îmi place între oameni și fi sigur că vei veni între oameni. Eu nu pot altfel să trăiesc fără oameni, fără ei din tot Brașov în jurul meu și le mulțumesc că mi-au dat și șansa să fiu viceprimar 2 mandate, 8 ani de zile.
pentru a transforma Brașov în ceea ce este astăzi. Ne mândrim cu toții, cel mai frumos oraș din România, a fost și capitala verde a României și orice cetățean din România și numai din România care vine la Brașov își dorește să trăiască în Brașov și ar dori. Aș vrea să încheiem cu un gând, un mesaj pentru toți alegătorii Colegiului 6. De ce Adrian Gabor pentru Camera Deputaților? În primul rând că sunt un om care nu promis, sunt un om care cred eu că n-am dezamăgit și am fost și voi fi mereu aproape de oameni. Și cu inima și cu faptele mele pe care le promit că le voi face și în Parlamentul României. Voi încerca tot ce stă în putința mea să fac pentru brașoveni și în special pentru oamenii din Colegiul 6. Și iată, de această dată, chiar din mijlocul lor și proveniți din Colegiul 6. Dumnezeu să ne ajute și pe 10 decembrie să sărbătorim în Colegiul 6, în sfârșit să avem un parlamentar din colegiul nostru și care va fi între ei. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și vă urez mult succes în campania electorală, că mai este un pic. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de mine, o seară cât mai plăcută. La revedere! Sunt Gabor Alexandru Adrian și candidez la Camera Deputaților în Colegiul 6 Brașov. Sunt omul faptelor, nu al vorbelor. Mă cunoști. Voi fi cu inima mereu aproape de tine. Vrei seriozitate și implicare pentru Brașov în continuare? Pe 9 decembrie votează Gabor Alexandru Adrian pentru Camera Deputaților.